Într-o după-amiază ploioasă de vineri, la Petfest București, în parcul lor, căței adoptați s-au adunat la un concurs de frumusețe tare simpatic. Pe căței nu i-a deranjat cu siguranță ploaia și nici bălțile și s-au bucurat de ele cum știu ei mai bine, cu veselie și energie. 25 de căței s-au înscris la concursul cel mai frumos cățel adoptat, virgulă, pe care l-am sponsorizat, oferind pungi cu Godies, un voucher de 300 lei pentru locul 1, unul de 200 lei pentru locul 2, unul de 100 pentru locul 3 și reduceri pe site pentru toți participanții. Mai mult decât un concurs de frumusețe, evenimentul de la Petfest a fost unul de încurajare a adopțiilor. Cum și noi, la Fera, credem că fiecare cățel trebuie să aibă o familie iubitoare și tot ce-i trebuie pentru a trăi frumos și sănătos. Ne-am bucurat tare mult să fim acolo și să îl putem sprijini. Am aflat poveștile cățeilor adoptați, povești emoționante, de căței părăsiți sau pe care stăpânii nu îi mai doreau în preajma lor. Povești ale transformării în care căței abuzați și-au schimbat comportamentul când au primit dragoste și grijă, povești ale vindecării și, mai ales, povești ale relației omului cu animalul. E vorba despre prietenie, dragoste și apropiere. Am văzut relațiile frumoase ale cățeilor adoptați cu stăpânilor, ce înseamnă încrederea, cum comunică între ei, cât de important este dresajul nu ca formă de control, ci ca una de comunicare și relaționare. La un astfel de concurs, nici nu contează cine câștigă. Contează toți căței care și-au găsit o casă și niște oameni iubitori care să aibă grijă de ei și cu care să se joace. Vă lăsăm mai jos fotografii cu căței adoptați, pentru a vedea cât de veseli și de simpatici sunt și pentru a vă încuraja, de ce nu, să faceți același lucru și să luați acasă, din adăposturi, căței care au nevoie de o familie.